Marius Milea vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am găsit la știri! Ajutor financiar pentru pensionarii din sistemul public, dar și pentru beneficiarii de drepturi cu caracter special care au domiciliul în România, stabilirea salariului minim brut pe țară la 3.000 de lei sunt doar câteva dintre modificările legislative care se vor pune în aplicare prin intermediul caselor județene de pensii. Când și în ce condiții vor intra în plată, vedem în minutele următoare. După atâtea vești proaste referitoare la scumpirile din ultima perioadă, iată și o informație mai optimistă. Semne bune anul are, cel puțin pentru pensionari, care din ianuarie 2023 primesc mai mulți bani odată cu creșterea valorii punctului de pensie. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, valoarea punctului de pensie va crește de la 1586 lei, cât este în prezent, la 1785 de lei. Indemnizația socială va crește de la 1000 de lei, cât este în prezent, la 1125 de lei. Cuantumul indemnizației pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul 1, va crește de la 1269 de lei, cât este în prezent, la 1428 de lei. Casele de pensii vin și cu informații despre cuantumul indemnizației pentru însoțitor în cazul pensionarilor cu gradul 1 de invaliditate, dar și despre indicele de corecție. În anul 2023, indicele de corecție se menține tot la valoarea de 1,41. Se majorează tot cu 1 ianuarie 2023 și indemnizațiile invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, astfel că invalizii de război, mari mutilați și cei încadrați în gradul 1 de invaliditate vor primi, începând cu 1 ianuarie 2023, o indemnizație în cuantum de 1950 de lei lunar. Cei încadrați în gradul 2 de invaliditate vor primi o indemnizație lunară de 1300 de lei. Cei încadrați în gradul 3 de invaliditate vor primi o indemnizație lunară de 1170 de lei. Nu au fost uitați nici invalizii, veteranii și văduvele de război, care vor primi și ei mai mulți bani începând cu anul viitor. Veteranii de război și văduvele de război, dacă nu s-au recăsătorit acestea din urmă, vor primi lunar 780 de lei. Casa Județeană de Pensii Argeș va modifica din oficiu toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul de 3.000 de lei și, începând tot cu 1.1.2023, contribuția individuală de asigurări sociale pentru persoanele care sunt asigurate la venitul minim va fi de 750 de lei. Afacerile de la sate dezvoltate cu forță de muncă străină. Aceasta este singura soluție pe care au găsit-o micii antreprenori care vor să-și deschidă afaceri în mediul rural, acolo unde populația este din ce în ce mai îmbătrânită, iar forța de muncă aproape că nu mai există. Un exemplu vine dintr-un sat din județul Buzău, acolo unde un buzoian și-a deschis un serviciu auto cu angajați străini. Spătaru este un sat în comuna Costești, aflată la doar câțiva kilometri de municipiul Buzău. În ciuda distanței mici față de oraș, forța de muncă aproape că nu mai există, astfel că pentru cei care au vrut să-și deschidă afaceri în mediul rural, singura soluție a fost importul muncitorilor din India. Arvinder este unul dintre ei. Are 31 de ani și este primul dintre indienii sosiți în atelierul de lângă Buzău. Mecanicul asiatic este apreciat de colegii români atât pentru abilitățile sale, dar mai ales pentru ambiția de a învăța rapid să comunice cu ei în limba română. Asta? Ce e asta? Basculă. Basculă? Așa. Și asta? Asta... plantă? Da, da, asta disc. Discul. Discul. Discul și... etrier. Etrier. Uneori e mai ușor să zic în engleză piesa și numai când... ei vor să învețe, au tot interesul. Și încet, încet le spun și în română. În total, 7 indieni muncesc acum în atelierul în care sunt reparate inclusiv vehicule mari. Ultimii 4 asiatici au ajuns în această vară. Pentru cele 8 ore de muncă în servis, primesc salarii cuprinse între 700 și 900 de dolari în funcție de experiență și nivelul lor de pregătire. Mă India, 7 sal cam gitava, ca mechanical cam... odia, ai trebuit mecanical de job carde. Sunt muncitori, înțelegători. Nu comentează când îi
pui la muncă. Serioși? Sunt serioși, da. Meseriaș, am primit CV-uri cu filmări cu unde lucrau înainte, anterior, să vină în România. Iar ca meseriaș sunt foarte buni. Au fost un pic probleme până s-au acomodat cu sculele noastre. Având scule mai moderne ca la ei în țară, asta a fost singura problemă, dar în domeniul meseriei n-a fost nicio problemă. Muncitorii indieni locuiesc într-o casă pe care angajatorul a construit-o în aceeași curte cu atelierul auto. Tot aici au și bucătăria unde servesc 3 mese pe zi. Vorbesc cu rudele din India de 2-3 ori pe zi, prin apel video, ca să-și astâmpere dorul de casă. De sărbători, cei 7 muncitori din India se bucură din plin de atmosfera din orașul Buzău. Au ținut să fie prezenți chiar și la parada militară de 1 decembrie, unde au fluturat stegulețe tricolore. Angajatorul le-a promis excursii și câteva mese festive până la sfârșitul anului. A fost Ignatul, tradițiile s-au păstrat, gospodarii și familiile lor sunt fericiți. Vasile Buliga, capul familiei care trăiește în Valea Ursului din județul Neamț, ne-a invitat să filmăm cum se păstrează cu strictețe tradițiile în această parte a Moldovei. Este adevărat, nu a fost zăpadă, ci doar multă umezeală, dar în rest totul s-a desfășurat conform agendei moștenite de la bunici și părinți. Creștem un porc pentru noi, pentru familie, sau dacă mai avem rude prin străinătate, să le mai trimitem și lor un pachet să guste. Le trimiteți celor din străinătate? Da, am trei nepoate în Italia, un frate în Irlanda. Am fratele are și cetățenie dublă, irlandeză-română. Să înțeleg că acest purcel va ajunge și pe meleagurile irlandeze. Bineînțeles, trebuie să guste și ei. În fiecare an am procedat așa. Facem pomana porcului și după aceea mai chem un ajutor, două, și o să preparăm ce ne trebuiește în casă de sărbători. Vin sărbătorile, parcă altfel le simțiți acum că aveți cămara plină, nu? Da. Mulțumim lui Dumnezeu, să dea Dumnezeu la toată lumea. Cum se face pomana porcului? Cum se prepară ea aici în Moldova? Deci, se spală carnea, se taie și macră și grăsime, se pune la ceaun cu un pic de apă, se fierbe 10-15 minute cu acea apă, după ce se termină apa din acea carne, se adaugă 50-100 de grame de ulei, așa, se rumenește bine, după care se adaugă foi de dafin, piper măcinat, boia dulce, fiecare după gustul lui și după așa, și după aia se face măliguța, un pic de brânză deasupra, așa frumos, și varză murată, usturoi, fiecare cu preferința. Gustul lui. Cu ce se stinge? Că trebuie să bei ceva. Înainte o țuică de casă, făcută din tescovină, prune n-am avut anul ăsta, am un vin foarte bun, făcut ambie, așa, din tămâioasă și din ananas, un roziu extraordinar, așa, și... Și voie bună. Știați că există caș terapeutic? El se meșterește prin zona Bacăului, în localitatea Ghimeș. Fermierul Șaric Atila, crescător de bovine, are grijă de animale în sistem bio. La fel și produsele obținute din laptele vacilor sunt atestate bio. Imediat o să vă prezint interviul pe care l-am realizat recent la Târgul Gospodarilor de Produse Montane cu acest fermier, care prezintă rețeta acestui produs obținut pe Valea Trotușului. Văd că aveți aici un afiș unde scrie caș terapeutic. De ce această denumire? Când am făcut cașul și era să mergem la primul târg, trebuia să-i dăm un nume. Și atunci eu am început să număr plantele medicinale pe care le mănâncă vacile mele și când am ajuns la 60 de plante medicinale, am zis că da, după atâtea plante medicinale pe care le mănâncă vacile mele, pot să le zic că dau un lapte terapeutic. Și așa. Câte animale aveți în ogradă? Acum am 12. 10 adulte și 2 viței. Mie îmi place foarte mult cașul maturat și îmi place foarte mult ceea ce fac. Și eu zic că asta e o rețetă destul de bună ca să iasă un caș de o calitate care e greu de refuzat după ce s-a gustat. Deci creează dependență. Poate, nu știu, dar
oricum creează gusturi care sunt de neimitat. Deci noi maturăm cașul de la 4 până la 8 luni, răbdare și muncă multă. Deci eu acum având cașul care l-am făcut la începutul verii. Deci ce este acum la vânzare, făcut din vară? Da, din mai, iunie, iulie. Și avem pivniță de maturat, unde avem condiții speciale. Le maturăm cu mucegai. Este ceva foarte deosebit. Natura se schimbă, iar noi suntem complet dependenți de ea, pentru că ea ne oferă rana, apa și aerul. E bunul nostru cel mai de preț și suntem datori să o protejăm. Sunt Arnaud Vanstrien, CEO și a treia generație de fermieri. Prețuiesc moștenire verde pe care am primit-o de la părinții mei, fermieri, și vreau să o las intact pentru copiii noștri. În universul tăcut al plantelor, magia prinde viață așa, neobservată. În liniște desăvârșită, micile organisme transformă apa și soarele în hrană, în viață pentru întregul pământ. Așa a fost de la începutul vieții și așa va fi până la sfârșitul ei. Și poate că sfârșitul acesta ar fi fost încă departe, dacă în marea ecuație a lumii nu s-ar fi strecurat omul. Agricultura a fost cea mai bună carte a speciei umane. La început, ne-am făcut pământul prieten și l-am încurajat să rodească. Mai mult, tot mai mult. Urmările se văd astăzi. Am stors potențialul planetei și, fără să ne dăm seama, am ajuns să-i atingem limitele. E timpul să-i dorim grija pe care o merită și, împreună, să ajutăm pământul să se însănătoșească. Le datorăm asta copiilor noștri. Sunt Andreea, specialist produs și fermier. Îmi prețuiesc moștenirea verde și vreau să o las intactă pentru copiii noștri. Din respect pentru viață, din respect pentru comunitate. O treime din suprafața terestră a Pământului este amenințată, după cum bine știm, de deșertificare. De acest lucru ne avertizează și Organizația Națiunilor Unite. Majoritatea solurilor cultivate, fie că sunt hrănite prin ploaie sau irigate, și-au pierdut mare parte din materia organică și au erodat mult mai rapid decât în oricare alt moment al istoriei. Sunt Marian, specialist produs și fermier. Îmi prețuiesc moștenirea verde și vreau să o las intactă pentru familia mea, din respect pentru viață, din respect pentru comunitate. Suntem conștienți că schimbările climatice s-au accelerat în ultimele două secole din cauza utilizării intense a combustibilor fosili, a emisiilor din atmosferă, dar și din cauza dezvoltării agriculturii industriale. Tocmai din acest motiv, suntem pregătiți să punem umărul la schimbare. Unii spun că deșertificarea este un cuvânt pretențios pentru pământul care se usucă. Pentru noi, realitatea e îngrijorătoare. Suntem datori să schimbăm lucrurile în bine. Sunt Daniel, sunt tehnician și sunt mândru că muncesc într-o echipă care iubește pământul și prețuiește moștenirea verde, din respect pentru comunitatea noastră. Sunt Andrei, îmi prețuiesc moștenirea verde și vreau să o las intactă pentru familia mea, din respect pentru viață, din respect pentru comunitate. 10-20% din zonele uscate sunt deja degradate, iar deșertificarea amenință cele mai sărace populații din lume și din țara noastră. Deșertul începe să muște tot mai mult din pământul României. Specialiști din toate domeniile ne avertizează că, în următorii 30 de ani, peste 40% din teritoriul țării noastre va deveni o stepă aridă. Peste 11 milioane de români vor fi afectați de creșterea temperaturilor, de reducerea rezervelor de apă și de deșertificare. Seceta va deveni noul normal. E nevoie de schimbare. Sunt Ștefan. Sunt Sorin. Sunt Adrian. Ne prețuim moștenirea verde și vrem să o lăsăm intactă pentru urmașii noștri. Din respect pentru viață. Din respect pentru comunitate. Tot ce luăm cu noi e ceea ce lăsăm în urmă. Iar cea mai valoroasă moștenire pe care o lăsăm copiilor noștri nu e bogăția materială, că dreptul la viață le datorăm rădăcini infipt, adânc în pământ sănătos.
singura soluție e schimbare. Nu e prea târziu dacă acționăm acum. Din respect pentru viața, din respect pentru comunitate. Într-un an în care prețul îngrășămintelor, dar și al altor inputuri necesare pentru fermieri a luat o razna complet, agricultorii așteaptă vești mai bune pentru perioada următoare. Acestea încep deja să se vadă de peste ocean. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, scăderile de preț încep deja să se vadă în Statele Unite ale Americii, acolo unde urea a ajuns la sub 500 de dolari pe tonă. În aceste condiții, specialistul se așteaptă la o scădere similară și pe piața noastră regională. Aștept ca prețul îngrășămintelor să scadă. Este o consecință directă, pentru că în Statele Unite, în NOLA, deja urea a scăzut sub 500 de dolari. Aștept o normalizare a pieței, dar vor mai exista multe, multe, să zicem, necunoscute legate de vreme, legate de niveluri de producție și să sperăm, din tot sufletul spun, că nu vor mai exista probleme din cauza conflictului regional. El trebuie să curgă în felul lui, e problema lor până la urmă, ne impactează și pe noi, dar sper că prețul mâncării nu va mai fi influențat de acest lucru. Importul de porumb în Uniunea Europeană a atins cote record în acest sezon. În acest context, porumbul înregistrează o scădere, dar nu atât de violentă precum cea pe care a înregistrat-o grâul. Există câteva fundamente care îi dau susținere. În Ucraina nu se mai recoltează în acest moment. Jumătate din marfa lor este pe câmp din cele 27 milioane de tone ipotetice, conform caselor de analiză. Ea va fi recoltată la primăvară după ce se va dezgheța totul, însă și atunci vor fi probleme, fiindcă va trebui uscată, iar costurile ajung în jurul valorii de 50-55 dolari tona de porumb. Uniunea Europeană are acum un nivel de import de aproape 13 milioane de tone de porumb, cu siguranță marfă ucraineană. Ca o comparație, în aceeași perioadă a anului trecut, Uniunea Europeană importase doar 4,4 milioane de tone. Este un nivel triplu, pentru că din cauza secetei, Uniunea Europeană a înregistrat un deficit de 20 de milioane de tone, iar nivelul de cerere a crescut în jurul valorii de 22 de milioane de tone. În aceste zile, porumbul în portul Constanța este cotat în jurul valorii de 265 de euro pe tonă, deci înregistrăm un plus pozitiv față de săptămâna trecută, iar lucrurile vor fi susținute de perspectiva sud-americană. Argentina însămânțează porumb în aceste zile. Brazilia se laudă cu prima recoltă de porumb, cu o prognoză de 28 de milioane de tone în acest moment, cu 4,4 milioane de tone mai mult decât sezonul trecut. Anunțul a fost făcut la un post de televiziune de Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale. În acest context complicat și mai ales impredictibil, există mișcări importante pe piața de cereale din România. Din ce în ce mai mulți trader de produse agricole își extind prezența, transmite Bloomberg. Fiind unul din principalele hub-uri de cereale din Europa, România devine din ce în ce mai atractivă, stârnind interesul jucătorilor de pe piața internațională. Astfel, The Anderson, unul dintre cei mai mari trader de produse agricole din Statele Unite, intenționează să deschidă un birou la noi în țară pentru a tranzacționa cereale și semințe oleaginoase. Conform unor surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, traderul a început deja să facă angajări pe plan local. De asemenea, potrivit surselor, lui Dreyfus este un alt trader celebru care demarează operațiunile în România. Au început tranzacții în portul Constanța și au demarat transbordările de cereale din Ucraina până în România, inițiate de această companie. România este unul din cei mai mari expeditori de cereale din Uniunea Europeană, cu volume ridicate de porumb, grâu și semințe oleaginoase. În special anul acesta, prin porturile sale, au trecut cantități importante de cereale, după ce Ucraina a fost forțată să exporte o parte din produsele agricole prin țara noastră, după invadarea de către Rusia.
Prețul la cereale în această perioadă a început să scadă. Este practic o reacție în lanț pentru că diminuări ale costurilor se înregistrează și la inputuri. La prima vedere poate fi o informație optimistă, dar din păcate lucrurile nu stau așa. Fermierul Laurențiu Baciu atrage atenția că un preț mic la cereale înseamnă bani mai puțin pentru fermieri și acesta este motivul pentru care nu mai cumpără inputuri pentru noul an agricol. Cu alte cuvinte, este vorba de cerere și ofertă. Vă invit să-l urmăriți în interviul pe care l-am realizat recent cu acest important investitor agricol din zona Moldovei. Chiar dacă anul ăsta a fost un an foarte dificil, cu producții foarte mici, producții care nu au reușit să acopere cheltuielile investite de către fermieri, colac peste pupăză, a mai venit și nenorocirea cu războiul din Ucraina și totodată cu acea decizie a guvernanților din România în care au permis tranzitarea României de către cerealele din România. Mă rog, în scop umanitar, la prima vedere, ca să poată să și le valorifice pe piețele istorice pe care le aveau, dar din păcate o mare parte din aceste produse au rămas pe teritoriul României, chiar dacă unele din ele au fost și de proastă calitate, dar cum majoritatea acolo unde e pomană uită de alte principii, a pătruns marfă foarte multă, ceea ce a dus la scăderea prețurilor, nu a producției, a prețurilor, deși producția a fost foarte mică și în situația asta fermierii sunt foarte bulversați. Majoritatea nu au reușit să-și acopere cheltuielile, majoritatea nu mai au fondurile necesare pentru începerea unui nou an, un agricol. Și ca să vă puteți și dumneavoastră convinge, vedeți că și cei care anul trecut ne-au dus inputurile la de 2-3 ori prețul, au început să scadă din lipsă de cumpărători. Nu știu dacă e îmbucurător faptul că au început să scadă prețurile la inputuri, cât e de gravă situația că fermierii nu au posibilități de a achiziționa aceste inputuri. Dacă ar trebui să ne bucurăm că au scăzut, cred că ar trebui să ne îngrijorăm de ce au scăzut. Asta înseamnă că fermierii nu mai au potențial de a se aproviziona cu aceste inputuri. Soluțiile clasice de fertilizare sunt acum înlocuite de noile tehnologii care răspund actualelor condiții pedoclimatice. Pentru refacerea fertilității solurilor, crearea echilibrului microbiologic și obținerea unor producții ridicate, este nevoie de adaptarea noilor produse care sunt realizate conform normelor europene. Novatec Classic răspunde perfect condițiilor pedoclimatice actuale și cerințelor plantei pentru a produce mai mult. Novatec Classic ajută la refacerea calității solului prin crearea unui echilibru microbiologic care elimină blocajele formate de excesul sau carența unor nutrienți. Datorită conținutului echilibrat de nutrienți din Novatec Classic, veți folosi doze reduse de aplicare, ceea ce înseamnă diminuarea costurilor cu transportul, depozitarea și manipularea. Folosind cantități mai mici, dar suficiente de nutrienți, eliminați cheltuielile inutile ce apar în urma utilizării soluțiilor clasice. Tehnologia inhibitorului de nitrificare din Novatec permite eliberarea controlată a nutrienților. Plantele vor fi mai bine hrănite și mai puternice în fața factorilor de stres biotici și abiotici. Azotul nu se pierde prin levigare și volatilizare, ci va fi folosit de plante în proporție de 95% în mod echilibrat pe toată durata de vegetație.
Novatec Classic este îngrășământul complex și complet pentru fermierii care doresc să obțină maximul de producție. Fiți fermierul care alege schimbarea, nutriție echilibrată pentru o producție bogată. Apelați la echipa de specialiști Naturevo și achiziționați acum Novatec Classic. Urmează o scurtă pauză de publicitate și revenim apoi în jurnalul Agro TV.